Antrenorul părinților Cu Mirela Retegan și Gașpar Gheorghi La Europa FM Bună ziua părinți, bună ziua copii, sunt Mirela Retegan Și împreună cu Gașpar Gheorghi vă invităm la o nouă porție de antrenament Aici la Antrenorul părinților la Europa FM Astăzi avem o serie de întrebări sosite chiar de la voi Și încercăm să oferim răspunsuri Bună dimineața! Bună dimineața, Mirela! Abia aștept să aud întrebările. Și eu, dar să nu uităm că am promis că la începutul fiecare emisiuni să le amintim oamenilor care ne ascultă din mașini să-și deseneze un zâmbet pe chip. Cel mai mare. Știi că mie mi-a rămas asta în cap și mă uit în trafic câți oameni zâmbesc și câți <laughs> sunt morocănoși. Și um... care e procentul? Ei, sunt foarte puțini oameni care zâmbesc. Foarte puțini. Oamenii sunt foarte. Dar face parte din. Uh... Cultura noastră. Exact, nu? din educație, da. din felul în care alegem să începem ziua pentru că dacă noi nu ne desenăm acest zâmbet pe buza, nu ne desenează nimeni ori ne-am da. obișnuit să cerem de la ceilalți, stăm cu mâinile întinse niște cerșători de iubire de atenție și de afecțiune și cred că suntem obișnuiți să fim încruntați, să fim de mulți umiți tu ca și fețele lungi vin tot de la mâini Dești știi? <laughs> întins mâna când aștepți ceva da, și da, întins da. fața când aștepți să-ți deseneze cineva un zâmbet mm, pare o explicație cu sens da Uite, am foarte multe întrebări, așa, foarte, -a -a foarte multe întrebări. Messengerul meu este plin pe antrenorul părinților sunt uh, uh, o, o groază de întrebări care vin după fiecare emisie și oamenii vor să afle lucruri. Eu le-am promis, pentru că tu știi că mie nu-mi place să dau sfaturi, eu împărtășesc din experiența mea personală. Le-am promis că o să discutăm aceste întrebări în această emisiune, așa că uh, rămân. La, la latitudinea ta dacă sunt sfaturi sau sunt răspunsuri la întrebări. Cu ce poate un psiholog să mă ajute dacă problemele mele sunt uh, procesul de custodie în care soțul meu folosește toate armele și eu abia am bani să plătesc honorarul avocatei în timp ce mă lupt cu un diagnostic îngrozitor? Cu ce mă poate ajuta un psiholog? Este întrebarea unei doamne. O să le păstrez anonime uh -huh, pentru că sigur. mi se pare corect așa. E o întrebare foarte bună și extrem de pertinentă, într-adevăr, mire la atunci când ne confruntăm cu dificultăți, suntem un pic mai precauți și rezervați apropo de direcțiile în care mergem, pentru că nu vrem să ne consumăm energia prea mult. Și e bine de știut că, într-adevăr, psihologul nu-ți rezolvă problema, nu e responsabilitatea sau datoria psihologului să spună ce să faci. Însă, psihologul are acele instrumente necesare pentru a construi un spațiu mental, psihologic, emoțional, ca oamenii să poată să-și analizeze situația, experiența din mai multe puncte de vedere. De cele mai multe ori, mintea umană. Atunci când ne confruntăm cu o dificultate, are tendința de a surprinde doar vârful Icebergului, doar aspectele de suprafață, custodia, diagnosticul medicului, Bani. banii, conflictele pe care le avem cu Z, și așa mai departe. Însă psihologia vine și ne spune că în profunzime, sub nivelul apei, se mai află o serie de elemente la care nu ajungem atât de ușor pentru că nu avem o educație necesară, pentru că nu știm unde anume să ne uităm și acolo, de regulă, sub nivelul apei. Mirela se află fricile noastre, nevoile neîndeplinite, traumele noastre, experiențele din trecut. Și în zilele noastre, studiile de specialitate ne arată foarte clar că problemele din prezent au adesea rădăcina undeva în trecut. Așa că cel mai important sprijin pe care îl poate oferi un psiholog este să creeze acea relație între noi și. Persoana, terapeutul, de fapt, creează acea relație între el și client, în așa fel încât clientul să se înțeleagă pe sine într-un mod care probabil că nu e atât de ușor de dobândit într-o relație de prietenie, într-o relație uh, cu alți oameni cu care noi interacționăm în mod da, obișnuit. Uite că, aș pare, aici avem un, un caz concret. Vorbim despre o doamnă. Mie n-am reprodus tot mesajul pe care mi l-a trimis. Este o doamnă care are mai mulți copii, uh, se află într-un proces de custodie cu soțul ei. Câțiva dintre copii deja sunt uh, cu tatăl și refuză să-și mai vadă mama. Uh, tatăl se pare că are posibilități materiale care îl ajută să Ducă procesele la capăt, mama se simte neputincioasă, în același timp se confruntă cu un diagnostic foarte grav. Și într-o astfel de situație, ce rămâne unui om de făcut? Probabil că să-și descopere forța, puterea, resursele. E atât de tentant să mergem uneori la psiholog, la psihoterapeut, la coach și să ne așteptăm să ne dea răspunsurile. Dar răspunsurile se află în noi. Dar poate că psihoterapeutul sau coachul poate să ajute un astfel de om să accepte ce îi se întâmplă. Cred că ăsta este primul pas. Faptul că noi refuzăm să acceptăm că nouă ni se întâmplă asta și ne luptăm în continuare cu ceea ce credem că ar fi trebuit să ni se întâmple. Exact. Când pierzi tot, oprește-te, une fundul pe pământ și acceptă că ești acolo, da, da. jos. Și că de acolo trebuie să vezi dacă te prinzi de iarbă, de crengile de lângă din copacii de lângă tine, de oamenii care îți întind o mână, de gardul lângă care poate te-ai sprijinit și te ridici încet și încet și încet. Exact. Și asta e o perspectivă foarte, foarte frumoasă. Și probabil că exact asta e diferența dintre o discuție între prieteni și o discuție cu un terapeut. Prietenii îți vor spune ce au făcut ei, cum au gestionat ei situația, poate unor își vor și impune punctul de vedere, pe când terapeutul va rămâne un pic mai rezervat nu îți va spune cum să faci, ce să faci, ci mai degrabă te va susține pe tine să găsești acele modalități și strategii prin care să vezi lumina zilei de mâine, prin care să poți să vezi dacă te ridici, dacă mai stai un pic, că sunt momente în care avem nevoie să ne plângem de milă. Eu știi ce i-am spus acestei mame? Că eu le răspund da, din măcar da, două da. vorbe, trei cuvinte în măsura în care ajung la mine. I-am spus să nu renunțe uh, nicio secundă la iubirea pentru copiii ei, chiar dacă tatăl a câștigat custodia uh, lor sau are toate șansele să câștige, pentru că iubirea și actele. N-au nicio treabă una hmm. cu cealaltă. Niciun da. act nu-ți garantează că uh, tu rămâi în inima acelei persoane. Așa cum un contract de căsătorie, un certificat nu-ți garantează că ești și iubita acelui om, nici uh, un, un, un act de custodie nu-i garantează da. părintelui care îl câștigă uh, dragostea copiilor lui. Foarte frumos spus, da. Cred că până la urmă asta ne rămâne de făcut, dincolo de toate posibilitățile și imposibilitățile care ni se întâmplă, să ne agățăm de ceea ce depinde exclusiv de noi și să-ți iubești copiii în continuare, chiar dacă ei refuză să te vadă pentru că. Poate au fost spălați pe creier, de partea cealaltă, o perioadă de timp. Exact, exact. Asta Aici nu ține. A, a, aș, asta aș vrea să înțeleagă oamenii și să-i să ajuți tu să înțeleagă mm. și să accepte mai ușor că nimic nu e definitiv. Exact. Mergem mai departe cu întrebările, care sunt foarte multe. Eu am încercat să aleg câteva dintre ele. Uite, una care mi s-a părut foarte drăguță. Uh, este o întrebare adresată de uh, adulți uh -huh. uh, legat de uh, părinții lor. Uh, cum. Uh, uh, ce ar trebui. Ah, hai că uh, uh, merg la o altă întrebare. Ce ar trebui să fac uh, dacă tatăl fetei mele reprezintă o influență negativă în dezvoltarea ei? Motivul principal pentru care am ales să plec de acasă cu fetița mea este că tatăl ei avea un comportament verbal foarte agresiv asupra mea și asupra ei. Uh, era constantă critică asupra copilului, asupra tot ceea ce face și nu face, uh, despre tot ceea ce vorbește și nu vorbește, cum să fac eu în acest caz, oricât aș vrea să ajut la cultivarea unei relații bune între fica mea și tatăl ei, și chiar am încercat să fac asta, îmi e teamă că relația cu el îi afectează dezvoltarea frumoasă pentru care eu fac tot ceea ce pot. Hmm. Știm oare ce vârstă are fetița? Nu. E, e important de văzut și ce vârstă are copilul. Dacă vorbim de un copil preșcolar sau de un școlar mic, evident că acolo e nevoie de multă susținere din partea mamei și probabil că. Responsabilitatea cea mai mare e a mamei. Dacă vorbim însă de un preadolescent, un adolescent, acolo deja putem întreba și părerea copilului: ce ar prefera, care sunt acele părți care simte că nu sunt confortabile în interacțiunea cu tata, care sunt durerile, care sunt emoțiile negative, dificile. Însă. Ce mi-arată mie experiența, Mirela, dincolo de comportamentele negative în care oamenii se implică, e că nimeni nu e atât de rău pe cât pare. Și avem această tendință de a împărți pe oamenii în buni și răi și de regulă noi suntem cei buni, ceilalți sunt cei răi. Și cu cât îi facem pe ceilalți mai răi, cu atât vedem doar partea noastră pozitivă. Și asta e o modalitate de a ne crește stima de sine, doar că într-o manieră ușor nesănătoasă, într-o manieră ineficientă. Cred că e periculos pentru mintea omului atunci când îi dezumanizăm pe ceilalți și vedem doar partea negativă. Cu siguranță acest stat a greșit implicându-se în toate acele comportamente negative pe care le-am auzit, însă cred că e de responsabilitatea noastră. Să vedem și partea lui frumoasă, să nu vedem doar partea negativă. Și asta necesită efort. Și dacă nu avem chef să vedem partea frumoasă, Așa. că poate e atât de rău încât chiar ne întunecă cu totul privirea, important este să nu renunțăm la partea frumoasă din noi și să îi uh, insuflăm copilului nostru credințele și valorile noastre. Nu are cum critica lui și răutatea lui și agresivitatea lui să învingă iubirea și bunătatea mea. Poate să fie eu oric de critic. Dacă eu o să insuflu copilului meu pozitivism, optimism, încredere, lasă-l mă mă Ar Fi pace. bine, ar fi bine, Mirela, să nu exagerez cu toate acestea. <laughs> Pentru că noi avem o perspectivă destul de diferită față de viață. Tu ești nu <laughs> persoană care zice, hai să ne uităm doar la soare nu, nu, și eu zic, nu, ok, să ne uităm și la norii care uneori vin cu ploaie și cu da, Și furtunii. eu mă uit, Gașpar, și mm -hmm. întotdeauna mă amintesc că în spatele lor <laughs> e soarele. <laughs> Vezi, asta e partea frumoasă și cred că asta ar fi bine A să... Mea? A tuturor! <laughs> și cred că asta ar fi bine să ajungă la ascultătorii noștri. Faptul că putem avea perspective diferite, diferite, putem avea puncte de vedere diferite și să nu ne purtăm ca doi dușmani. E bine ca această mămică să-și păstreze latura pozitivă, dar să vadă și unde uh, poate are ea punctele de creștere, unde nu face lucrurile suficient de bine. Asta ca să nu îl transformăm pe celălalt părinte într-un uh, om lipsit de valoare. Chiar dacă comportamentele ei sunt negative. Cred că pentru foarte mulți oameni e foarte greu să facă asta, Gașpar. Tu ne trimiți să facem pact cu diavolul, să ne împăcăm cu neîmpăcatul, să acceptăm. Se spune că acceptarea este prima treaptă a iubirii. Mm -hmm. Dacă nu reușești să urci pe prima treaptă și acceptarea înseamnă să accepti, tot ce îți oferă tot. viața. Da, Absolut, da, tot ceea da. ce îți oferă viața, inclusiv faptul că ai ales la un moment dat ca omul pe care l-ai considerat cel mai potrivit să devină tatăl copilului tău uh, să fie, de fapt, uh, o persoană care nu mai corespunde... Uh, Nevoilor, așteptărilor. Așteptărilor tale. Da. Uite, am aici un mesaj foarte frumos de la o mămică și ne rogă să îi spunem cum ar putea mai ușor să își ajute copilul să accepte plecarea plecarea tatălui în străinătate, tatăl este plecat foarte mult, iar copilul are deseori momente de dor pe care mama nu știe să le gestioneze și dincolo de nevoile copilului se sizează o răcire a relației dintre soți și ar avea nevoie de, uh -huh. de un sfat. Deci vorbim de o situație în care... E pe de o parte încărcătura emoțională negativă a copilului și pe de altă parte îngrijorarea mamei că relația ei de cuplu, cuplu s-ar putea uh, strica sub da. o formă sau alta. Momentul în care Mirela, unul dintre părinți, uh, dispare din peisaj sau e departe din punct de vedere fizic, Faptul că copilul e trist, că e melancolic, că e apatic, e doar o dovadă de iubire și e o dovadă clară a faptului că acea relație contează pentru un copil. Nu ne lipsesc oamenii la care nu ținem și față de care nu suntem atașați. Și avem această credință că dacă le permitem copiilor noștri să se întâlnească cu emoțiile negative, înseamnă că o să le fie mult prea greu. Ei bine, studiile de specialitate ne arată că oamenii care pot să integreze și emoțiile pozitive și emoțiile negative sunt mult mai fericiți decât oamenii care aleargă doar spre emoțiile pozitive. Cu alte cuvinte, ce aș face eu în locul acestei mămici ar fi să îl iau pe copil în brațe, dacă el îmi dă voie, și să-i spun, uite, și mie mi-e dor de tata. Și mie mi-e doar de acele momente în care el e acasă, mâncăm împreună, ne jucăm împreună, ne plimbăm împreună, adică cumva aș încerca să validez toată experiența pe care o are copilașul, mai mult decât atât l-aș întreba unde în corpul lui simte această tristețe, acest dor, această melancolie, i-aș cultiva cu alte cuvinte inteligența emoțională și după ce am făcut spațiu în relația mea cu copilul, după ce am vorbit despre aceste emoții negative, ne putem duce și spre emoții pozitive. Îți amintești cum e atunci când vine tata acasă, cum ne pregătim, ce simțim în corp, cât de mare e bucuria, cât de frumoase sunt acele momente în care dormim împreună, în care ne trezim împreună, însă recomandarea mea numărul unu e să nu sărim la aceste emoții pozitive înainte de a le integra și pe cele care sunt mai dificile, cum ar fi dorul, cum ar fi regretul, cum ar ce fi De ce e important să le activăm pe cele... Mai puțin pozitive, pentru mai că ele, întâi. Pentru că ele reprezintă o normalitate. Ele, ele reprezintă ceea ce mă doare cel mai tare în momentul prezent. Iar a sări peste ele e ca și cum aș aștepta să se vindece o rană pe care nu am curățat-o. Deci pentru ca procesul de vindecare să fie unul profund, e nevoie să curățăm rana. Și e nevoie să le permitem copiilor noștri să aibă experiențele pe care ei le au, fără să încercăm să îi supraprotejăm. Doamne, deci am câteva întrebări foarte, foarte interesante și am reușit să extrag din multitudinea de mesaje, unele care să, în care să se regăsească Cât un număr mare de ascultători. Să le spunem celor care ne ascultă că astăzi este o ediție în care răspundem întrebărilor lor, că îi rugăm în continuare pe Facebook sau uh, uh, pe canalele unde ne găsesc pe mine, pe tine sau uh, pe antrenorul părinților să ne lase întrebările lor. E destul de greu să răspundem punctual fiecărui om care ne scrie, pentru că sunt foarte mulți, dar vom mai avea astfel de momente în care să vorbim. Să știi că eu am o perioadă în care circul foarte mult foarte, foarte, foarte da, mult. Da. În acest weekend avem două spectacole la Dublin. Astăzi, ieri am avut două la Londra. Săptămâna viitoare sunt la Oradea și la Timișoara și peste tot, dar absolut peste tot, întâlnesc părinți care vin să-mi spună cât de mult contează pentru ei ceea ce facem noi aici la radio. Și care mă roagă să-ți transmit. Ai văzut filmulețul cu doamnele din Cluj? Da, da, da. Care recun... nu le venea să -a uns creadă la inimă. Da. <laughs> că m-au recunoscut. Mi se pare fantastic faptul că ceea ce facem noi aici, o discuție liberă, firească și normală, ajunge în sufletul lor, tocmai pentru mm. că e liberă, firească și normală. Și ce frumos că unii dintre ei ne cunosc doar vocile. Da, și, și, des, și descoperă a, a, surpriza. Azi dimineață se uita o doamnă foarte insistent la mine și la un moment dat m-a întrebat. A, a -a, a -a semănați foarte tare cu mine la retegan. Iertați-mă că mă uit așa de mult la dumneavoastră dar chiar semănați cu ea. Adevărul e că după ce m-am uitat în oglindă mi-am dat seama că semănam foarte tare cu mine. Graduala de oboseală da. mă dusese în zona în care semănam foarte tare cu mine. Ne întoarcem după pauză așa să facem. continuăm cu întrebările pe care uh, oamenii ni le adresează. Sunt din Toată gama, de la întrebări legate de relația cu bunicii, cu părinții care nu mai sunt împreună, cu părinții care sunt împreună, dar uh, au crescut doar în vârstă. Și știi ce mi-am adus aminte? De Când oamnă. am răspuns la a doua parte de la ultima întrebare, ce facem cu relația? Cu de relația. Cuplu. Poate mm -hmm. răspundem tot așa după aceea. Da, ar fi minunat ce facem în relațiile de cuplu, în care unul dintre parteneri este plecat de acasă să muncească în altă parte. Ne întoarcem. Ne-am întors în studio, sunt Mirela Redegan și împreună cu Gașpar Gheorghe astăzi să răspundem la întrebările ascultătorilor noștri. Hai înainte de a intra în subiect, de fapt să continuăm ce am promis puțin mai devreme, ce se întâmplă cu relațiile de cuplu în care unul dintre parteneri trebuie să lipsească mult de acasă, unii dintre ei chiar lucrează în străinătate. Cert e Mirela că și dacă suntem împreună în aceeași casă și dacă suntem la distanță, relațiile au nevoie de noi. Relațiile au nevoie să le acordăm atenție, să fim implicați, să fim deschiși la minte și așa cum ne înveți tu să fim foarte, foarte creativi. Atunci când oamenii se trezesc și se culcă împreună, se ceartă din anumite motive. Atunci când ei se trezesc și se culcă separat, se ceartă din alte motive. Și secretul ne spune psihologia relațiilor: e să îndrăznim să rămânem într-un dialog constant, să nu renunțăm la acest dialog, să avem această curiozitate exprimată unul față de celălalt. Ne imaginăm că tu acum ești la Dublin, eu sunt în București, da? Și e o mare distanță între noi. Ce mă costă dimineața când mă trezesc în loc să intru pe Instagram, să-ți dau un mesaj să spun, uite, m-am trezit cu tine în gând și abia aștept să ne revedem peste X zile, abia aștept să-mi povestești cum ai dormit, ce ai visat. Eu o modalitate foarte frumoasă de a-l invita pe celălalt în relație. Să știi că eu exersez asta cu Maia. Mm -hmm. mi-am dat seama că nu aveam acest obicei și că toate mesajele mele erau telegrafice și profesionale, spre profesionale iar cu Maia am început să exersez asta și să-i trimit mesaje fără niciun interes fără să-i cer nimic fără chiar mă străduie să nu întreb nimic mm -hmm. din ceea ce aș vrea să o întreb ci doar să-i transmit să aduci ceva în relație, exact și asta e atât de important să îndrăznim, să facem noi acești pași, fără să analizăm din nou și din nou are celălalt de câte ori mi-a scris, din oare fericire, celălalt de ce nu mi-a scris. Din fericire pentru mine Maia e foarte curajoasă și de multe ori când eu mă duc într-o zonă de interogatoriu, îmi spunea, ok, mama, acum nu e despre asta, hai să vorbim despre cum am costumat <laughs> eu de Halloween și să-ți povestesc toată experiența pe care am tăiat și zic, ok, o să ne întoarcem la discuțiile serioase altă dată. dar ea știe cum să pună problema la așa fel mm -hmm. încât să mă aducă acolo. Nu îndrăznim cașpar, nu îndrăznim să cerem. Asta este una dintre marile probleme ale noastre în toate relațiile pe care le avem. Nu îndrăznim să le cerem părinților noștri, nu îndrăznim să le cerem partenerilor noștri, ne e teamă să spunem ce vrem cu adevărat, de frica de a nu fi judecați și respinși. Sau aș îndrăznia spune că am învățat să cerem în moduri poate nu tocmai sănătoase și benefice pentru relațiile noastre pentru că atunci când eu aștept să-mi dai un mesaj, așteptarea mea e tot o formă de a cere atenție, grijă, implicare doar că e genul de modalitate care mă frustrează și pe mine și îl frustrează și pe celălalt și e mult mai elegant, exact așa cum ai punctat și tu să ne asumăm curajul îndrăzneala de a spune am nevoie să ne auzim, am nevoie să mă țin brațe, am nevoie să mă asculti, am nevoie să mă ghidezi, am nevoie să mă susții. Da, Gașpar, dar după ce am de Zile într-o relație, tu ai spus, te rog, spunem ceva frumos, și ți s-a răspuns frumos. Te rog, spunem ceva, ceva. Uh -huh. <laughs> Nu-ți mai vine să faci asta. Da, poate fi un pic uh, neplăcut și dificil, dar ce-ar fi dacă am reformula un pic uh, solicitarea? Cum? 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 Cum să zic? Iubitule, în momentul oh. în care mă uit la tine, îmi crește inima de bucurie. Iubita mea, atunci când îți văd privirea, simt că sunt cel mai norocos bărbat de pe pământ. Cașpar, într-o zi o ziua <laughs> să te cred! atent! <laughs> Cum să le explic părinților că nu există un deadline la dezvoltarea personală, că nu e prea târziu să te vindeci sau să-ți rezolvi problemele din trecut? Atunci când vorbesc cu mama, îmi spune mereu că e prea târziu pentru ea, că are deja aproape 50 de ani și că nu mai poate să facă nimic ca să se schimbe și că lucrurile așa o să rămână. E o întrebare într-adevăr foarte, foarte bună, și aș puncta ceva ce am mai subliniat noi aici la antrenorul părinților. Schimbarea Mirela este o ușă care se deschide de la interior spre exterior. Mai puțin metaforic, asta înseamnă că nu e responsabilitatea sau datoria noastră să le explicăm părinților cum să se schimbe ei. E mai degrabă responsabilitatea și datoria noastră să-i acceptăm, exact așa cum ai spus și tu în prima parte a emisiunii, și să vedem cum anume putem trăi, Mirela, fără să fim simbiotici cu părinții, copiii, partenerii sau prietenii noștri. În mar. momentul în care, o secundă doar, în momentul în care eu vin și spun, uite, Mirela, ar trebui să faci asta, ar trebui să faci altceva, ar trebui să te descurci mai bine, să citești mai multe cărți. E ca și cum eu mi-aș imagina că știu cine ar trebui tu să fii. Și poate că am o reprezentare mentală despre cum e o mirela perfectă, însă nu sunt deschis față de mirela din realitate. Același lucru îl facem în toate relațiile noastre și cred că e nevoie să renunțăm la această atitudine simbiotică și să vedem cine sunt de fapt acești oameni cu care noi trăim. Dar fiat, încă mi-am dat seama acum în timp ce vorbei. Dacă eu nu încerc să te schimb pe tine, ba mai mult, indiferent că ești tata sau iubitul meu sau copilul meu, ba mai mult, muncesc cu mine ca să te accept așa cum ești, eu evoluez. Sigur că. Da. Eu evoluez. Mai mult decât atât, știi ce se mai întâmplă? Ce? Tu observi evolu evoluția mea? Văd evoluția ta și împreună putem descoperi iubirea adevărată. Pentru că atâta timp cât încerci să mă schimbi, tu nu mă iubești. Între mine și gașpar nu e o relație de iubire, este o relație de prietenie, ca să se înțeleagă. Te iubesc, oricum te iubesc. Am cumpărat o casă unde să mă mut cu fica mea, nu vrea să plece de la bunici și asta mă disperă, ne scrie o mamă care se lovește de acest impas. Nu știm nici aici ce vârstă are copilul, nu? Nu știm nici cât timp a petrecut. Să le spunem la celor care ne scriu de acum că ar fi minunat să ne da. ajute cu vârsta copiilor. Cu, cu mai multe detalii. Da, da, da. Asta ne poate ajuta Dar să dacă, avem o perspectivă un pic mai clară. Uite, bunicii se implică în foarte multe uh, relații. Bunicii se implică de foarte multe ori în creșterea copiilor. Da. La un moment dat, și eu am trecut prin această experiență, nu mai e nevoie de ei. Și ai vrea să se ducă acasă, la casa lor, să să-și vadă de bătrânețea și de pensia lor. Dar ei consideră că în continuare ar fi bine să rămână acolo. Cum facem să, 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 să înțeleagă? Pentru că, uite, copilul poate să nu-și dorească să se mute cu mama, dar bunicii ar putea să o ajută pe mamă să obțină asta. Da. Cred că e nevoie să realizăm că nici bunicii și nici copii nu sunt niște obiecte, Mirela. Și nu îi putem manipula după bunul nostru plac. Acum, te vreau, atunci... am nevoie, așa zicea mama, când ai nevoie mă ei, când ai nevoie exact, mă zvârli. Exact, exact. <hă> și asta creează multă frustrare, multe rezistențe în Universul interior al celorlalți. Și orice schimbare e un proces. Dacă eu în calitate de părinte am decis la un moment dat să mi las copilul sau copii în grija părinților sau în grija socrilor mei pentru că muncesc mult, pentru că uh, sunt ocupat cu diverse responsabilități ale vieții, e o naivitate din partea mea să-mi imaginez că dacă eu mă decid că de la 1 decembrie lucrurile se schimbă, toată lumea ar trebui să aplaude alegerile mele și deciziile mele. Psihicuma nu funcționează așa. Dacă eu îmi propun să fac facem o schimbare, e nevoie să accept această perspectivă a pașilor mărunți. Încep să-l anunț pe copil, încep să-i anunț pe părinți că lucrurile se vor schimba la un moment dat și că noi vom reveni la o altă modalitate de a fi împreună, de a funcționa împreună. Ca să-l obișnuiești cu ideea. Exact. Adică după ce m-am chinuit să cumpăr casa, să fac credit, să-mi asum o grămadă de riscuri și responsabilități, tot eu trebuie să muncesc să-i convin că este spre binele tuturor ceea ce am făcut. Exact. Pentru că a fost alegerea mea. Da, da. E și bine și asumăm, așa înghesuiți acolo. Și să ne asumăm această alegere. Mamă, o întrebare fiat în uh, Cum trec peste aroganța fostului meu soț care vine și umple capul copilului cu prostii? Mașinile, banii uh, sunt uh, singurele lui bucurii și această, uh, îi arată această latura vieții. Mă tem că oricât mă chinu eu, copilul meu o să devină un cocalar ca el. E o îngrijorare cu sens, îi facem loc fricii, apropo de inteligența emoțională, după care merită să ne uităm la această atitudine arogantă, poate și cu alții ochi. Avem nevoie, Mirela, de un dram de aroganță în această lume pentru a ne susține punctele de vedere, pentru a ne crește stima de sine, pentru a lupta pentru visurile noastre și poate că nu e nevoie să-l schimb pe celălalt părinte al copilului meu, doar să-mi asum eu, părintele, care îi prezintă copilului și o altă perspectivă asupra vieții și alte valori. E minunat dacă un copil își dorește o mașină, dacă își dorește un job care să-i aducă multe satisfacții, însă dincolo de asta, să aibă și această posibilitate perspectivă. sau perspectivă, exact, de a vedea că sunt și alte lucruri care contează, nu doar bunurile materiale. Știi ce mi se pare foarte trist în situațiile astea? Că se intră involuntar într-o competiție. Într-o luptă de putere. Deci eu, da. eu, eu vin cu dezvoltarea personală, cu uh, adevăratele valori ale vieții, da? Și partenerul vine cu uh, valorile materiale, pentru că el în asta crede și din omul bun care sunt, care uh, face tot ce poate ca să evolueze, Mă transform într-un competitor al lui pentru că trebuie să se impună unul dintre noi? Nu trebuie. În lumea asta nu trebuie absolut nimic. Băiatul nostru trece printr-o depresie, are 17 ani, a fost diagnosticat, l-am dus la doctor pentru că avea o tristețe permanentă, dar soțul meu spune că astea sunt prostii, că nu-i lipsește nimic și nu înțelege de ce are nevoie de tratament și consiliere. Cum să-l conving că băiatul nostru este bolnav? Hmm. E, e o altă întrebare extrem de bună, și vom avea o ediție specială, din câte știți. Poate chiar pe săptămâna viitoare o facem, depresie. pentru că sunt foarte multe întrebări da. legate de asta. Din punctul meu de vedere, Mirela, depresia este o problemă a familiei, nu e doar a băiatului, a adolescentului. Și s-ar putea ca tata să respingă această ipoteză, acest diagnostic, această perspectivă, tocmai pentru că și mintea lui e depresivă. Avem tendința de a minimaliza lucrurile, de a nega lucrurile, iar acesta poate fi un indicator de depresie. Ce aș recomanda acestei ascultătoare e să caute eventual un terapeut de familie la care să meargă fie mama împreună cu adolescentul, fie să meargă și tata cu ceilalți membri din familie, măcar o dată să aibă posibilitatea de a înțelege un pic și alte aspecte ale vieții. Nu cred că că e înțelept sau benefic să îl judecăm pe acest tată, pentru că asta nu îl va ajuta să înțeleagă un pic mai bine cât de nocivă poate fi depresia. Mai degrabă dacă are mama resursele necesare să fie curioasă față de perspectiva tatălui. Ok, tu, ca partener al meu îmi spui că nu crezi în acest diagnostic. Hai să văd în ce crezi, cum îți explici comportamentul, starea copilului, rezultatele care probabil că s-au înrăutățit între timp. Hai să vedem ce, ce ai, care este explicația, care este perspectiva minții tale. Atunci când întâlnim pe cineva cine are o perspectivă diferită de a noastră, avem tendința de a ne impune punctul de vedere. Dar asta nu ajută la absolut nimic. E o dovadă de inteligență emoțională să fim curioși și să ne deschidem noi față de perspectiva celuilalt. Există o rețetă a fericirii sau a înțelegerii între copil și părinte, mai ales atunci când personalitățile lor sunt complet diferite? N-aș numi eu neapărat o rețetă, însă studiile de specialitate, observațiile terapeuților din întreaga lume, Mirela, ne arată că prezența părintelui într-un mod conștient salvează adesea relația cu copilul, e probabil cea mai importantă resursă pentru viitorul copilului și ce înseamnă această prezență. Asta presupune să... Fiu nu doar fizic alături de copilul meu, ci cu toate emoțiile, trăirile, spaimele, bucuriile, durerile, dar și speranțele mele. Și atunci când mă uit spre copil, să am această disponibilitate mirela de a-l vedea așa cum este el în realitate fără să încerc să îl transform în copilul perfect din imaginația mea. Cred că asta este una dintre marile cauze ale suferinței și pentru părinți și pentru copii, atunci când credem cum ar trebui să fie celălalt și nu mai rămâne spațiu și loc pentru cine este celălalt și unul dintre cei mai importanți experți ai zilelor noastre în sănătate mentală este Gabor Mate, despre care noi am mai povestit în discuțiile noastre private, care a fost de curând în România și care ne-a reamintit din nou că sunt două nevoi importante ale copilului, de a fi în relație, nevoia de atașament și nevoia de autenticitate. Iar a fi autentic presupune să poți să fii tu, cu trăirile tale, cu experiențele tale, cu uh, dorințele tale, iar atunci când vine Părintele și îmi spune cum ar trebui să fiu de exemplu, ca fratele meu, ca verișorul meu, ca ceilalți copii din clasă, așa cum a fost părintele în copilărie, atunci nu mi oferă posibilitatea să fiu eu. Iar asta duce la multă nefericire, asta duce la multă durere, la multă suferință. Pe când dacă acceptăm realitatea așa cum este, chiar dacă avem un temperament diferit față de copilul nostru, dacă nu ne mai luptăm cu ceea ce există, ci îmbrățișăm ceea ce există, lucrurile se pot schimba semnificativ. Însă pentru asta e nevoie ca părintele să fie conștient și să trăiască în momentul prezent. Am și eu o întrebare. Te rog. Cât de important este să fim buni și să facem bine și să fim generoși pentru sănătatea noastră psihică și emoțională? Cred că depinde foarte, foarte mult de cum definim acest cuvânt bun. Mie în copilărie mi se spunea să fiu bun și să fiu cu minte și pentru mintea mea a fost foarte derutant că nu știam la ce se referă asta. Drept urmare nu am spus niciodată nu, nu mi-am apărat interesele, nu mi-am permit să simt emoții dificile pentru că un copil bun nu simte asta. Dacă asta este definiția noastră despre a fi bun, nu ne ajută la absolut nimic, doar ne îmbolnăvește. Și dacă a fi bun înseamnă a accepta uh, pe tot ce se întâmplă în jurul tău, și a fi generos și empatic cu ceilalți? Dacă a fi bun presupune să alinăm propria durere și durerea celor din jur. Dacă a fi bun, presupune să îi protejăm pe cei din jur uneori chiar de ei înșiși, pentru că oamenii își pot face multe lucruri rele. Atunci, da, cred că e foarte, foarte important pentru sănătatea noastră mentală și relațională și cu toții putem învăța ce înseamnă această formă de bunătate. Eu nu te-am întrebat întâmplător, pentru că suntem în plină campanie de ghetuțe. Da. Așa cum... Știi că e campania mea preferată Încalță ce un copil de toamnă. proiectele. Tale, și îți mulțumesc da? foarte mult pentru toată susținerea și pentru toate donațiile personale pe care le faci tu și apoi pagina de psihologie. Să le amintesc celor care ne ascultă că în fiecare toamnă noi ne-am propus să încălțăm copiii desculți ai României. Peste 150.000 de copii din România se duc flămânzi și desculți uh, 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 se duc flămânzi la culcare și. Uh, Traversează iarna fără ghetă și fără cizme. Găsiți pe fundațiazurli.ro toate detaliile, sunt foarte multe centre unde se adună aceste ghetuțe. Rugămintea mea este să cumpărați ghetuțe noi, vreau să fie o experiență dublă, să mergeți și să pregătiți aceste pachete ca pe niște daruri, ca pe o pomană. În cutiile cu ghetuțe puteți să puneți ce vreți voi, că sunt obiecte de igienă personală, că e un fular, niște mânuși, șosete, o scrisorie, că nu le împachetați foarte tare pentru că oricum colegii mei le verifică și aș mai vrea să, să mai profit de momentul acesta și să-i rog pe oamenii care vor să ne ajute în București și oriunde ne ascultă români în lumea asta, să intră pe fundațiazurli.ro acolo avem o pagină destinată voluntarilor și avem nevoie de oameni, inclusiv la sortatul uh, miilor și eu sper să strângem peste 10.000 de perechi de ghetuțe și anul acesta și ele trebuie sortate, aranjate, puse pe măsuri, fete, băieți, împachetate o mână și... O de ajutor prinde bine. O, oh, Doamne! Mi se pare atât de important să facem lucruri efectiv Necondiționat, da, da. pentru că nu știi niciodată unde ajunge perechea aceea de ghetuțe pe care tu ai pregătit-o cu toată dragostea pentru cineva. Și adevărul e, Mirela, că atunci când facem bine, de fapt ne facem și nouă un bine. Am citit chiar de curând un studiu de specialitate care arată că atunci când dai o mână de ajutor unui om aflat într-o situație foarte dificilă, de fapt, trăirea pe care o ai în corp e atât de pozitivă și de intensă ca în momentele în care ai câștigat un premiu. Să știi că pe mine m-a învățat la un moment dat o prietenă foarte dragă mie, chiar se împlinesc acum trei ani de când nu mai e, Miki, că atunci când vreau să rezolv o problemă, să ajut pe cineva care are aceeași problemă ca și a mea, pentru că voi înțelege mult mai bine complexitatea situației și voi ști exact cum să acționez în cazul meu, ajutând pe cineva, indiferent că este vorba despre o boală sau despre uh, o problemă provocare. socială, da. o altă provocare. Avem uh, un cadou da. de oferit uh, și astăzi celor care ne ascultă. Îi invit să intre pe antrenorul părinților pe Facebook și să ne lase acolo o întrebare orice fel de întrebare pentru următoarea ediție unde... Probabil nu vom reuși să răspundem la toate cum s-a întâmplat astăzi, dar cu siguranță că vom... O să vom... mai avem astfel de ediții. O să mai avem astfel de ediții și din discuțiile astea fiecare își ia bucățica lui de adevăr. Și chiar dacă nu vom răspunde noi la întrebare, întrebările s-ar putea să-și găsească răspuns în Dincolo de Parenting și Teorii. Dincolo de Parenting și Teorii, cartea în care găsiți discuțiile mele cu Gașpar, deci primesc niște fotografii să vezi cât sunt de subliniate discuțiile noastre <laughs> încercuite și eu le număr câte au încercuit la Gașpar, <laughs> câte au încercuit la mine. <laughs> Glumesc, evident, dar mă bucur foarte tare că oamenii iubesc această carte și mi-a scris foarte frumos o doamnă am sentimentul că v-am cu mine în dormitor tot timpul. Ce drăguț, <laughs> și da. mi-a trimis o poză cu cartea pe noptieră <laughs> pentru că acolo o ține. Deci această carte dincolo de parenting și teorii discuțiile mele cu Gașpar de la antrenorul părinților puse pe hârtie de editura Bookzone și tu ne-ai adus... Uh... De la pagina de psihologie, Parenting pentru succes, cum să ne creștem copiii bine, un ghid semnat de Madeline Levine, care împarte copilăria și adolescența Mirela pe mai multe etape și cred că această carte ți-ar plăcea la nebunie pentru că Madeline s-a străduit să le explice părinților ce să facă și ce să nu facă. E extrem de practică și de structurată. Abia aștept. n am citit-o și le mărturisesc celor cu care mă întâlnesc că am citit foarte puțină cărți din zona asta tocmai ca să nu mă las influențată. Să nu fi biasată. Da, pentru că pentru mine e foarte important să rămân conectată la experiența personală ca să pot să fiu Authentică. adevărată, că altfel da. dacă eu vin să-ți povestesc ce am citit, nu mai facem emisiune și nu mai ajutăm pe nimeni că ne batem în care dintre noi a citit mai mult, dar eu le recomand oamenilor să citească și cred foarte tare că sunt două categorii de feluri prin care noi evoluăm, unii care trăiesc experiențe personale și au revelații, și alții care se apleacă asupra studiilor și din informații reușesc să, să crească și ne întâlnim pe aceleași vârf exact. de munte cu toții. Da. Important este să urcăm în felul nostru. Mulțumesc, Gaspar! Mulțumesc și eu! Săptămâna viitoare eu voi fi la Oradea și la Timișoara, așa că vă invit pe zurli.ro pentru că mai sunt acolo câteva bilete, puține de tot pentru turneul SuperPiet. Toni, iar uh, cu Gașpar uh, ne vedem duminica viitoare, după ce vom fi petrecut fiecare separat <laughs> în viețile noastre, uh, tihnită la Gașpar și plină de provocări la mine. <laughs> Mulțumesc, Gașpar! Mulțumesc și eu! Mirela Retecan și Gașpar Gheorghi Antrenorul părinților la Europa FM